stimați telespectatori, la lecția trecută am stat de vorbă despre câmpul lexical. Astăzi o să ne oprim tot la lexic, adică la vocabular, și vom discuta despre familia lexicală. Ce este o familie lexicală? Este totalitatea cuvintelor înrudite ca sens, formate de la același cuvânt, numit cuvânt de bază, având același radical, și ele formează o familie de cuvinte sau o familie lexicală. Familia lexicală este formată din cuvânt de bază, cuvinte derivate cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor sau și al sufixelor și al prefixelor, cuvinte care sunt realizate prin compunere sau prin schimbarea valorii gramaticale. Ne oprim la cuvântul de bază, care este acela de la care se pornește în alcătuirea unei familii lexicale. Radicalul este elementul comun care se întâlnește la cuvintele care formează o familie lexicală. Atenție! Există cazuri în care radicalul este identic cu cuvântul de bază și o să vin cu un exemplu. Bun, bunic, străbunic. Radicalul este bun la toate cele trei cazuri. Alt caz, radicalul poate conține alternanțe fonetice, adică se schimbă vocalele. Cum avem la floare, cuvântul derivat este florar. Cuvintele derivate sunt formate cu ajutorul sufixelor sau și al prefixelor lexicale, chiar prin dublă sufixare sau dublă prefixare, după cum voi arăta în unele exemple. Să pornim de la cuvântul grădină. Este cuvânt de bază. Radicalul acestui cuvânt este grădin. Utilizând sufixele, putem ajunge la următoarele cuvinte. Grădinar, grădin plus sufixul ar, grădinăreasă, grădin plus ar plus iasă, dublă sufixare, grădinăresc, grădin plus r plus esc, dublă sufixare, grădinărit, grădin plus r plus it, dublă sufixare, grădinuță, grădin plus uță. Cuvântul pădure, cuvânt de bază. Radicalul este pădur, iar cuvintele derivate sunt pădurice, pădur plus ice, păduros, pădur plus os, a împăduri egal cu îm prefixul plus pădur plus sufixul i. Pe a l-am pus între paranteze pentru că nu face obiectul acestei situații. A reîmpăduri egal cu prefixul re plus prefixul îm plus pădur plus i sufixul, reîmpădurire, la fel, dublă prefixare, re plus îm plus pădur plus ri plus re. Trecem la alt cuvânt. Cuvântul a învăța este cuvânt de bază. Radicalul este învăț și cuvintele derivate sunt învăț plus tură, învățător învăț plus tor, învățătoare învăț plus toare, învățat învăț plus at, învățăcel învăț plus cel, neînvățat ne plus învăț plus at, învățare învăț plus re și reînvățare re plus învăț plus re. Cuvântul pământ este cuvânt de bază. În acest caz, pământ este și radicalul pe care îl vom întâlni în toate cuvintele derivate. Pământean, pământ plus ian. Pământeană, pământ plus iană. Pământesc, pământ plus esc. Pământiu, pământ plus iu. Pământos, pământ plus os.
pământenesc, pământ plus nesc, a împământeni, îm plus pământ plus eni, împământare, îm plus pământ plus are și împământenire, îm plus pământ plus enire. Trebuie să rețineți din cele ce vi le-am prezentat astăzi că luăm un cuvânt de bază din care extragem radicalul, căruia dacă îi adăugăm sufixe sau prefixe sau și sufixe și prefixe, obținem cuvinte noi. Iată că acesta este un nou mod de a obține cuvinte noi în limba română. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și până la o nouă emisiune, profesorul Gheorghe Dolinski vă invită să urmăriți emisiunile postului Cromtel.